Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a inaugurat proiectul Interreg IPA România-Serbia, un climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă. Proiectul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul de Interne din Republica Serbia. Proiectul este unul strategic, finanțat din fonduri europene în valoare de peste 15 milioane de euro. Îmi exprim speranța că da, noi încercăm să realizăm o capitalizare a rezultatelor și o complementaritate a acțiunilor la nivelul tuturor granițelor externe ale României, pentru că nu este mai puțin adevărat că nevoia de finanțare a structurilor care gestionează frontierele este foarte mare. Avem fonduri externe dedicate fiecărei frontiere externe, depinde doar de capacitatea partenerilor și parteneriatului cu celelalte state vecine să acceseze aceste fonduri. Cu ajutorul proiectului vor fi achiziționate echipamente de termoviziune, echipamente de mobilitate terestră și navală, care vor contribui la un climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă.